oamenii zilelor noastre aduc tot felul de argumente să spună Hristos nu-i viu. Hristos e mort, iar în mormântul lui s-a găsit rămășițele lui, copiii lui, nevasta lui, fals, minciun. Noi nu credem așa ceva. Hristos e viu, el a înviat și ușa de la dreapta lui Dumnezeu și de acolo că mijlocește pentru noi ca să ne mai mântuiască, ca să ne mai, să ne mai pregătească pentru cer, să ne mai ierte și să se ocupe de noi ca o mamă, ca un tată de copiii lui. Slăvit să fie numele Domnului. Într-o oarecare măsură, predica mea din după masa aceasta ți-a auzit. De fapt, ceea ce surorile mărturiseau, veți vedea că pas cu pas, e ceea ce vreau eu să vă spun. Asta, scoțând în evidență, faptul că lucrarea care s-a întâmplat în viața lor este una autentică. Este conform Sfintelor Scripturi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. După masa aceasta, în câteva gânduri vreau, pentru că au fost multe după masa aceasta și eu aș vrea să mă rezum scurt, pentru că mulți de dumneavoastră aveți drum lung de făcut spre casă și să fie lucrurile cu rânduială, aș vrea să punctez un lucru asupra căruia aș vrea să medităm, asupra căruia aș vrea să ne verificăm fiecare dintre noi, și anume, esența creștinismului stă, puterea creștinismului stă într-un punct, într-o trăire, într-un moment oarecare, și anume, momentul nașterii din nou. Totul se consumă acolo. Totul se concentrează acolo. Ceea ce îi până acolo sunt lucruri bune și le vom vedea. Dar esența este, pentru a intra într-o relație corectă cu Dumnezeu, pentru a intra într-o părtășie corectă, directă cu Dumnezeu, este nevoie ca în viața fiecărui om să se consume, să trăiască momentul acesta al nașterii din nou. Al nașterii din nou. Când vorbim despre naștere din nou, nu vorbim de religie. După masa aceasta, dacă este botez la biserica de aici, nu-i datorită religiei care frații o au. Nu vorbim de naștere din nou în cadrul doar a unei religii, numai religia respectivă. Naștere din nou nu-i religie. Nu religie. Ce-i nașterea din nou? Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim în Ioan, în capitolul 3. Și Nicodim începe să-i spune frumos, Domnul Iisus, eu știu că tu ești un învățător. Naștere din nou nu semnează să știi despre Dumnezeu. Să știi lucruri extraordinare, să știi, să vorbești din Sfânta Scriptură. Nu semnează naștere din nou. Naștere din nou nu semnează să vezi minunile lui Dumnezeu, spunea Nicodim. Pentru că noi vedem minunile care le faci tu. Nu semnează să fi văzut minuni în viața ta. Să fi văzut minuni făcându-se cu tine, Dumnezeu, să fi făcut o minune în viața ta. Nu-i naștere din nou. Nu asta înseamnă naștere din nou. Naștere din nou nu este dorința unuia, așa cum se spunea și în seara aceasta, poate dorința părinților ca să mântuiască copiii, a soților pentru soțiile lor, mai știu eu. Nu-i dorința cuiva pentru cineva. Nici chiar dorința ta pentru tine însuți. Pentru că Ioan în Evanghelia lui, capitolul 1, ne spune că ne-a dat dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu născuți. Nu din sânge. Nu din voia firilor. Nașterea din nou nu-i că ți-ai dorit-o tu. Dacă ai experimentat-o. Ți-ai dorit-o și ți-ai făcut rol de ea și ți-ai însușit-o. Nu! Nu! Ea este un act care se produce în profunzime, în adâncimile noastre tainice, dar care se exteriorizează în afară. Este cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face în viața unui om. Binecuvântat să fie numele Domnului! O minune care iese din interior și se exemplifică în exterior. Ea nu poate fi ascunsă, că mulți zic, și eu sunt credincios, ce vă laudați voi cu credința voastră? Dar eu nu bat atâta din gură, eu nu fac atâta tam-tam, ca și cum faceți voi. Eu am credința mea aici, credința aici și nu știe nimeni. Ce eu văd de credința mea?
nou nu e un lucru care să-l ții ascuns, să nu se vadă, să nu știe nimeni, ci o bucurie, e o identificare, e o experiență care se produce și trebuie să se producă în viața fiecăruia care se numește creștin. Slăvit să fie numele Domnului! Aș vrea să te întreb în seara aceasta, oricare ai fi frate, soră, prieten ai casei de Dumnezeu. Tu ai avut în viața ta momentul acesta al nașterii din nou? Ai avut în viața ta momentul acesta al frângerii, al capitulării, al păcătoșeniei, al necurăției, când să te vezi cu adevărat ceea ce ești. Să-ți vezi nenorocirea ta, să-ți vezi înfrângerea ta, să-ți vezi falimentul tău, să te vezi că ești nimic, că ești un gunoi, că ești tărână păcătoasă. Și totodată, în același timp, să fie momentul recuperării tale, regenerării tale, a revitalizării tale, să simți că Dumnezeu, tot ceea ce crezi tu că e rău, aruncă, iartă, uită și îți dă o nouă viață, un nou sens, o nouă identitate. Aleluia lui Dumnezeu! E minunea Lui! Aleluia. Tu ai avut parte de ea? Amin. E punctul de plecare în creștinism. E esența în umblarea cu Dumnezeu. Dacă seara aceasta ești în locul acesta creștin de orice nuanță ai fi. Și dacă în viața ta nu s-a întâmplat prăbușirea aceasta, starea aceasta față în față cu Dumnezeu, în care să te vezi ceea ce ești, în care să conștientizezi viața ta sfărâmată, zdrobită, ca o barcă spartă în valurile mari acestei lumi și să simți totodată intervenția lui Dumnezeu de recuperare, de resuscitare, de revitalizare a vieții tale într-o nouă dimensiune, într-o nouă ordine pe care El o face, dă-mi să spun, n-ai avut parte de Dumnezeu. Dacă n-ai trăit dimensiunea aceasta, tu nu ești creștin. Tu știi ceva despre Dumnezeu. Tu ai auzit ceva despre El. S-a spus alții. Dar pe Dumnezeu îl putem cunoaște doar din propria noastră experiență. Și pe masa aceasta aș vrea să vă îndemn, căutați pe Dumnezeu, cum spune Isaia, câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea Lui și de alegările Lui. Să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă am spus că nașterea din nou nu e chiar, nici chiar alegerea ta că ți-ai propus. Vreau să spun că este inițiativa, întotdeauna este inițiativa lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește și Apostolul Petru în 1 Epistolă, în capitolul 2, ne vorbește că Dumnezeu are o vreme a cercetării Lui. Capitolul 2 din 1 Epistolă cu versetul 12 spune așa, să aveți o portare bună în mijlocul neamurilor, pentru că ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu când? În vremea cercetării lor. În vremea cercetării lor. Apoi în Evanghelia după Luca, capitolul 19 cu versetul 44, când Domnul Iisus stă să intre în Ierusalim, stă pe sprânceana muntelui și se uită la Ierusalim și plânge. Știți ce zice? Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut ce? Vremea cercetării tale. O, Domnul să ne binecuvinteze pe toți în seara aceasta. Să înțelegem vremea cercetării Lui. După masa aceasta e vreme de cercetare. Astăzi, acum și aici. Cuvântul Domnului vorbește în Cartea Evrei, capitolul 3, că astăzi e vremea cercetării. Astăzi poți să stai față în față cu Dumnezeu. Astăzi e momentul când să te reorientezi spre prioritățile vieții tale și să vezi, ești tu în pace cu Dumnezeu? Ești tu un creștin, un urmaș al lui Hristos? Ai tu viața ta rezolvată, păcatele tale iertate? Sau te rezumi doar la un nume care porți, la un ritual pe care îl faci, la o rugăciune care înalți din când în când, spălându-te pe față, mâncând, sau mai știu eu în ce ipostază? Sau chiar rugându-te pios? Crezi că e suficient? Dacă lipsește momentul de care vă spun, totul n-are nici o valoare. Aș vrea să vă prezint, în după masa aceasta, din textul care l-am citit, cum putem ajunge lucruri care lucrează împreună
să experimentăm tocmai momentul acesta al nașterii din nou. Paragraful biblic care l-am citit în după masa aceasta, chiar dacă îl citim mai mult cu sărbătoarea Crăciunului de obicei, el e așa de elocvent în ceea ce ne interesează pe noi. E așa de concret în ceea ce vrem ca să împărtășim în după masa aceasta, încât l-am citit ca să ne sufletească și să ne lumineze Dumnezeu prin învățătura Sfintelor Scripturi. În experiența magilor, în ceea ce s-a întâmplat atunci, nu-i doar istorie, ci s-a așezat, s-a ascuns acolo, în firele istoriei, tainele Sfintelor Scripturi. Dragostea lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu se implică în viața oamenii. Haideți să începem un pic să călătorim împreună cu magii. Oameni din răsărit care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, care aveau viața lor. Oameni înțelepți, care studiau bolta cerului, care știau să citească în stele și seară de seară. Noapte de noapte petreceau tot timpul să vadă, să citească, să găsească lucruri noi. Se ocupau de stele. Și să vă reamintesc ceea ce Domnul spunea despre stele. Ce sunt stele? Atunci când Dumnezeu, în Cartea Genesa, capitolul 1, când a făcut toate lucrurile, cu versetul 14, Dumnezeu ne vorbește că la un moment dat s-a oprit să facă tocmai lucrurile acestea. Și haideți să citim. Și spune așa: Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să le spartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și ani. Iar stelele, niște semne care să arată vremile, zilele și ani. Și să slujească de luminător în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic să stăpânească noaptea, a făcut și stelele. Amin. Așadar, oamenii aceștia să ocupau să citească în stele, să vadă semnul vremurilor, să înțeleagă zilele și ani. Și aveau preocuparea lor. Și aveau activitatea lor care i-a făcut celebre. Dar într-o noapte, asta îmi place mie extraordinar, într-o noapte, o noapte ca fiecare noapte până aici, cu nimic mai deosebită ca altă, într-o noapte ceva li se pare suspect, ceva îi atrage, ceva îi prinde, aprinde curiozitatea mea, văd o stea care are un mesaj special, care se comportă altfel, care are ceva de spus. Și înțeleg din mesajul ei, descifrându, că undeva s-a născut un împărat și că ei trebuie să meargă acolo să-i se întâi. Asta au descoperit ei în stea. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amin. De ce spun că îmi place mie lucrul acesta? Fiecare om are viața lor. Are cotidianul lui, are bolta lui, are cerul lui. Are lumea lui în care navighează, în care umblă, în care desfășoară activitatea lui zilnic. Și face mereu același lucru să se împlinească, să se împlinească, să se împlinească, să fie fericit. Și o alergare, și o goană după lucrurile înalte, cu cât mai înalte, cu cât mai frumoase, cu atât mai interesante, cu atât mai împlinitoare pentru noi, zicem noi. Și Dumnezeu pregătește un moment de cercetare în viața fiecărui om și își permite Dumnezeu, în suveranitatea Lui, să intre în cotidianul vieții tale, să intre în alergarea ta zilnică, omule, oricare ai fi, și să lasă o stea să străbată cerul, cerul tău, cerul existenței tale, și să te pună pe gânduri și să-ți pui serioasă semne de întrebare, așa cum se spunea aici. Eu doar vorbesc în principiu, predica mea a fost trăită și exemplificată aici. Eu nu știu care steaua
daruri care Domnul a lăsat-o în viața ta. Noi avem un frate care ne vizitează împreună cu noi, îmi permit ca să îl prezint, fratele John, chiar dacă e în cârje și cu picioarele în ghips, l-am adus aici cu drag. Pentru el, steaua care Domnul a lăsat-o pe bolta cerului ca să-i vorbească, a fost un accident. Căzând de la înălțime, fracturându-și grav piciorul stâng și mai puțin grav piciorul drept, a înțeles că Dumnezeu îi vorbește prin încercarea aceasta să caute pe Dumnezeu. O stea care l-a pus pe gânduri. O stea, un semn care vestește vremuri de cercetare. Un semn care vestește vremuri de pocăință. Și el a înțeles că Dumnezeu îl cheamă. Nu știu care e lucru care îți vorbește, poate un vecin. Poate o vecină, poate un prieten. Poate chiar în casa ta să ai o stea. O soție, o mamă, un copil. O situație, o împrejurare, Dumnezeu își permite să bulverseze cotidianul tău. Să intre în viața ta și să transmită un semn. Un semn care să te facă să te oprești în loc. Și să te gândești la existența ta. Ce ești? Încotro te duci? Care ți este destinația? Și magii, prinși de miracolul acestei, de vrajul acestei stele, au inițiat o cercetare, s-au pus pe drum, s-au adunat împreună, au format o echipă, nu spune Scriptura câți erau, din legendă știm că e 3, alții 4, n-are importanță, unul să fi fost. Au pus bogății în straică căminelor lor și s-au angajat la un drum să meargă. Steaua nu mi se mărge. Ei n-au venit călăuziți de stea. Steaua i s-a arătat acolo și le-a spus unde s-a născut împăratul. Și ei au ajuns la Ierusalim și au căutat, potrivit cu logica lor, un împărat să se nască în casa împărătească. S-au dus la împăratul Irod și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Căci i-am văzut steaua și noi am venit, știți de ce am venit Irod? Să ne închinăm, să ne închinăm înaintea Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Al doilea lucru care îmi place mie este că nu-i de ajuns că am avut o experiență care mi-a vorbit, care mi-a determinat să ne oprim în loc să căutăm pe Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat în viața sororilor, așa cum s-a întâmplat în viața multor dintre noi. Nu-i suficient. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Hristos nu numai din ceea ce a lucrat în viața noastră la un moment dat. Și uitați-vă, când ei îl întreabă pe Irod unde trebuia să se nască pruncul, Irod cheamă cărturarii și farisei și spuneau: Irod, Scriptura zice, Hristos trebuia să se nască, trebuie să se nască, pruncul trebuie să se nască în Betleemul din Iudei. Ei au avut nevoie de a doua experiență, al doilea lucru care ne trimite și ne conduce înspre autenticitate în privința nașterii din nou, Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură! De ce Scriptură? De ce cartea aceasta atât de învechită și de înapoiată? Sfânta Scriptură! Pentru că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea a fost, cum spune Apostolul Pavel lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune omului neprihănit. Scriptura este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu care te poziționează în adevărata ta poziție, te identifici cu ceea ce ești, să-L descopere pe Dumnezeu. Scriptura ți-l arată pe Dumnezeu și dragostea lui, gândul lui Dumnezeu cu privire la tine. Scriptura îți oferă soluția pe care Dumnezeu, unica, singura soluție, pe care Dumnezeu a dat-o pentru mântuirea sufletului tău. Scriptura, doar Scriptura. Și acceptând oferta lui Dumnezeu, acceptând soluția lui Dumnezeu, tu poți ca să te mântuiești, tu poți ca să scapi de viața ta. Tu poți să-L întâlnești pe Iisus. Scriptura. De aceea, ei au avut nevoie să-L cunoască pe Hristos nu numai din pe bolta cerului, din picioare rupte, din încercări, din tot felul de stări care ne vorbesc, stele călăuzitoare, ci să-L găsească într-un cadru mai complet, să aibă imaginea completă, corectă despre Dumnezeu, zugrăvită în Sfintele Scripturi. De aceea vă îndemn, creștini dragi, să citim Sfintele Scripturi. Aleluia. El este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Amin. Care Dumnezeu ne-a trimis-o nouă,
prin care ne vorbește și ne împărtășește dragostea Lui, ne împărtășește iubirea Lui. Slăviți să fie numele Domnului! Amin. Ce s-a întâmplat când magii au venit cu vestea aceasta că s-a născut în împărat, s-a bucurat din rog? Nu. Nu s-a bucurat, ci că din potrivă s-a tulburat el și tot Ierusalimul împreună cu el. Nu e așa că atunci când oamenii aleg să caute pe Dumnezeu, să pună capăt discotecilor, râului, drogurilor, și să trăiască o viață corectă, de om. Vine Ierusalim, cei din Ierusalim, cei de aproape, și spun ce cu tine. Spunea Zora, ți-a făcut cărămida? Încep să tulbură toți! Să tulbură toți, dar de ce mă tulburați? Câtă vreme eram în păcat, în șanțuri, și în droguri, și în probleme, nimeni nu s-a tulburat. Nimeni. Ierusalimul s-a tulburat. Și Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelie, eu n-am venit să aduc pace pe pământ, ci sabie. Mama împotriva fiicei, fiica împotriva mamei, tatăl împotriva ficiorului, nora împotriva soacrei. Toate lucrurile acestea vrând să ne spună că noi, la un moment dat, trebuie să hotărâm într-un mod foarte concret în viața noastră, chiar dacă hotărârea noastră ne pune în dificultate, ne pune în contrast cu voia autorităților, a părinților noștri, a celor dragi, a prietenilor noștri, să fim în măsură să ne asumăm această responsabilitate a chemării lui Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă tulburare în jurul nostru. Să se tulbure iadul, să se tulbure toată lumea, să se bucure cerul de alegerea care noi o facem, în dorința de a sluji lui Dumnezeu din inimă curată, slăbit să fie numele Domnului. Să se tulbure. Dacă nu se tulbure, da. Înseamnă că nu e nicio schimbare. Înseamnă că nu e nimic, suntem la fel. Așa cum spunea odată cineva, un tânăr, mi-aduc aminte când spunea frate mie, când am plecat în armată, frate din biserică la noi, spunea frate de noți, m-au chemat frate bătrâne în biserici, urmează să te duci în armată, era pe vremea lui Ceaușescu, nu-ți va fi ușor, va fi greu, ceea ce noi îți cerem, măi, ca să rămâi credincios lui Dumnezeu, noi mi vom ruga pentru tine și încă un lucru, să știe oamenii despre tine că ești pocăit. Că se spune că un tânăr a scăpat de armată și a făcut, și a mășuștut livretul și s-a dus la biserică, la frați, slăvit să fie, Doamne, am venit din armată. Și cum a fost în armată? Așa de bine a fost, așa de ușor. Habar n-a avut nimeni că-s pocăit. Se întâmplă din păcate, habar să n-aibă lumea despre noi, că suntem pocăiți, că suntem creștini. Dacă oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu își petrec viața și au plăcerile lor, la un pahar, la tot felul de străbălări, tu care te numești creștin, oricare ai fi, de ce te găsești în același locuri ca și ei? De ce te găsești în aceleași ipostaze ca și ei, care îl ignoră pe Dumnezeu, care spune că nu este Dumnezeu? Și ne găsim că ne țesăm împreună cu lumea în aceleași lucruri, în aceleași murdării. Oare să fie așa? Nu. Nu. Creștinismul, relația cu Dumnezeu te pune în contrast cu lumea. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Apoi, cel mai frumos lucru și cel mai minunat lucru e atunci când magii ies afară de la Erod, spre cuvântul Domnului, au ieșit afară, li s-a spus că să meargă în Betleem. Care au fi strada către Betleem, nu aveau GPS-urile la ei, la Camila, Camila nu avea GPS atunci. Și dintr-o dată s-au bucurat că steaua li s-a arătat din nou. Și i-a dus până la locul acela, în casa aceea în care era Iisus și era Iisus și mama lui. Și când i-au văzut ei steaua, nu mai putut de bucurie, au intrat în casă și ce mare lucru! E momentul cheie de care vă vorbesc. De care i s-a vorbit în seara aceasta. Intră în casă politicos un copil care nu mai era în iezle, pentru că trecuse vreme de la nașterea Domnului Iisus. Era în casă și dintr-o dată se aruncă în închinare înaintea pruncului, mama stând, uitându-se mirată, oare ce-ar mai însemna și lucrul acesta? Dar ei,
fără să spună multe lucruri, Biblia nu le arată că a fost o conversație. Probabil că a fost. E oameni cu judecată. Dar scopul lor era să se închine și au făcut-o din toată inima. S-au prăbușit înaintea unui prong. Și au scos tot ceea ce aveau de preț și au lăsat lui. L-au cadorisit cu ele. Aur, smirnă și tămâie. Aur, smirnă și tămâie. Oare ce i-a determinat să aibă atitudinea asta? Ce i-a determinat să vadă într-un prunc, într-o casă sărăcăcioasă, o familie săracă care atunci când s-a dus copilul la binecuvântare, când l-a dus la 8-a zi în casa lui Dumnezeu ca să fie tăiat împrejur, n-a avut posibilitatea să ducă un miel ca și jertfă? O familie săracă care n-a avut să ducă alai la templu și să vină neamurile și rudenile, că s-a născut pruncul, copilul, de parte bărbătească și sărbătoare, fet. Și au dus o pereche de torturele ca și jertfă, scoțând în evidență cât erau de săraci și de simpli. Și magii au văzut simplitatea și smerenia locului și sărăcăcia locului care el era. Și totuși, s-au închinat ca unui împărat. Și totuși, nu i-a afectat lucrul acesta. A văzut în Iisus, în pruncul acela, Cel care merită închinarea, slăvit să fie numele. Ce i-a determinat? I-a determinat steaua, care le-a vorbit în mod clar, și apoi i-a determinat Sfânta Scriptură, care s-a descoperit în Ierusalim, că El este cu adevărat pruncul venit în lume ca să mântuiască ca un Mesia pentru omenirea întreagă. Slăvit să fie numele Domnului! De ce astăzi oamenii nu se proștern în fața pruncului? De ce nu vedem astăzi în El Mântuitor? Pentru că nu prețuim vremea cercetării noastre? Pentru că nu prețuim stelele pe care Dumnezeu le trimite pe bolta noastră să ne științeze vremurile? Pentru că nu ne interesează Cuvântul lui Dumnezeu? Nu interesează Sfintele Scripturi? Nu interesează ce vrea Dumnezeu cu noi să-și vadă de treaba Lui, noi avem viața noastră. Și ziua de astăzi să spui că e creștin, e ceva demodat? Să spui că te rogi, să spui că nu faci desfrâul care face lumea? E ceva care stârnește râsul și dispreț. Da. Chiar dacă era un prunc acolo, el era trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea întregii omeniri și a lor, a magilor. Slăvit să fie numele Domnului. Momentul acesta e momentul capitulării. Momentul acesta e momentul confruntării, când magii stau înaintea pruncului cu viața lor, cu ceea ce erau ei, cu ceea ce aveau ei, și tot ceea ce aveau ei aduc în închinare înaintea lui. Și apropo, mulți dintre noi venim la biserică să ne închinăm. Dar vreau să vedeți în închinarea magilor în seara aceasta ceva diferit de cum obișnuim noi. Venim la biserică să ne închinăm, venim cu vasul inimii noastre gol ca Domnul să-L umple. Așa e? Venim cu viața noastră goală ca Domnul să ne dea. Venim la închinare și rugăciunea noastră și dorința noastră nu e altceva decât Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne facă, Dumnezeu să dreagă și Dumnezeu să le asigură, să ne simțim bine. Să fie atmosferă, că atmosferă nu s-a meritat. Să fie cântare, să fie ritm, să fie de tot. Și cele de rând, slavă Domnului pentru închinare. Magii au venit să se închine altfel. Au venit cu bagajul lor și au dăruit ei pruncul lui Iisus. Aleluia lui Dumnezeu! Ce închinare! Ce dimensiune a închinării! Dar prin lucrurile cu care s-au închinat, ei l-au spus ceva. Aur! S-au închinat pruncul lui Iisus dându-i aurul lor. Ca unui împărat. Lucrul acesta spunea despre Iisus, că este împărat. Tămâie! Prin aceasta a vrut ca să spună tuturor și să transmită mesajul Hristos. E preot, mare preot. Și smirnă, profet. Împărat, preot, profet. L-ai cunoscut tu pe Iisus în felul acesta? În închinarea ta? Ce se vrea de aceasta?
Atunci când te închini înaintea lui Dumnezeu, în momentul acesta al confruntării tale cu Dumnezeu, când ai nevoie să simți transformarea și în momentul nașterii din nou, spuneau surorile, am avut lumea la picioare, scenă, am avut titluri, am avut aurul care l-am vrut, am avut renume, am avut valoare în lumea acesteia. Dar când am dat de El și mi s-au descoperit El, eu îi le-am dat Lui, pentru că ele n-au valoare fără El. Aleluia! Ele n-au valoare, aurul tău n-are valoare dacă Hristos lipsește din viața ta. Prin faptul că și-au pus aurul la picioarele Domnului, ei au vrut să spună, Iisus, pruncule, viața noastră, noi ți-o dăm ție. Noi vrem să-ți aparținem ție, numai valorile noastre, numai titlurile noastre, numai ceea ce suntem noi, ci ceea ce vrei tu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ce-i Hristos pentru tine, creștinule? Este El împărat? Oricum El este. Oricum El este. Fă în seara aceasta împăratul tuturor cotroanilor vieții tale. A tuturor ascunzișilor vieții tale. Fă împăratul tău. Așa cum spune Psalmul 46. Și atunci El îți va pofti frumusețe. Slăvit să fie numele Lui. Magii i-au dăruit tămâie ca unui preot. Ca unui preot. Știți de ce? Iisus este mare preot. Închinarea ta, confruntarea ta cu Domnul Iisus trebuie să presupună, trebuie să presupună, să ai momentul acesta al nașterii din nou, al confruntării cu Domnul Iisus în care tu să vezi în El soluția lui Dumnezeu pentru păcatele tale. Omul Iisus Hristos, singurul în măsură ca să rezolve problema păcatului tău. Nici o altă jertfă nu s-a dat. Nici o alt nume nu poate fi pus în locul numelui Domnului Iisus Hristos. Nici un sfânt, nici altceva, nici o ceremonie nu poate fi pus în locul numelui Domnului Iisus Hristos ca preot care a venit să ispășească păcatul tău, omul. Oricare ai fi. Iisus este preot. Mare preot. Mare preot și stă înaintea lui Dumnezeu și astăzi și milocește pentru noi și pentru păcatele noastre. Fie Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi, ca un profet, magii au văzut în Domnul Iisus un profet, unul care cunoaște viitorul, unul care are descoperirile lui Dumnezeu, unul care are în mâna lui istoria și când s-au închinat înaintea lui, au acceptat făgăduințele lui, au acceptat ce spune el despre viața care urma să vină, despre ceea ce făgăduiește el că dă oamenilor, despre împărăția lui, despre dragostea lui care ne va strânge într-o zi la oaltă și vom fi o turmă și un păstor, vom fi totdeauna cu el. Lucruri care sună ciudat astăzi, îs depășite, îs expirate, mai știu eu cum, dar ele sunt realitate, pentru că din cuvântul Scripturii și voia lui Dumnezeu, sunt cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și noi credem în lucrul acesta. Slăviți să fie numele Domnului! Momentul acesta de confruntare a magilor cu Domnul Iisus, cu pruncul Iisus, a produs schimbarea, transformarea și Domnul îi se descoperă! Domnul îi se descoperă și îi spune, auzi, întoarce-te acasă pe un alt drum, că Irod vrea să facă rău pruncului. Și ei, spune Scriptura, în ultimul rând, s-au întors acasă pe alt drum, cum? Plin de bucurie, slăviți-o pe numele lui Dumnezeu. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu care au experimentat mântuirea prin nașterea din nou și am avut parte de procesul acesta, stea călăuzitoare, Sfântă Scriptură, oameni care să ne călăuzească, vrajbă în jurul nostru, toate sunt potrivite și la locul lor. Momentul de capitulare, de cercetare, de pocăință, de ridicare, de reabilitare, toate acestea sunt farmecul mântuirii pe care Dumnezeu l-a spus în tainică jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care a ales ca să ne mântuiască și să ne facă copii ai Lui slăviți să fie numele Domnului. Și toate acestea sunt în măsură să schimbe viața noastră și să ne vedem de drum, de un alt drum, nu pe același drum. Dacă ai venit la Iisus cu păcatele tale, dacă vii sincer la El, te întorci acasă pe alt drum, iertat de păcatele tale. Dacă vii la Iisus plin de depresie și căzut sufletește, dărâmat, și dacă te întâlnești cu Iisus, mergi acasă pe alt drum, plin de bucurie, pentru că El are leac pentru sufletul tău, oricare ai. Important este să te întâlnești cu El, să se producă miracolul nașterii din nou, a confruntării tale, a relației, a intrare în relație cu El. Și atunci viața ta se schimbă, te întorci acasă, pe un alt drum, aleluia! Te întorci acasă pe un alt drum și să te întorci, casa ta, în cer. Aleluia. Tu călătorești către cer, către împărăția lui Dumnezeu. Frate drag, soră drag, prieten drag, oricare ai fi, eu nu vă cunosc, Dumnezeu ne cunoaște pe toți.
Ai trăit în viața ta acest moment al nașterii din nou? Dumnezeu a investit în stelele Lui ca să se miște pe bolta ta. A investit oameni care să-ți vorbească. Însuși, seara aceasta, după masa aceasta, e un prilej de cercetare, o vreme de cercetare. E un har să fim aici. Oare vei răspunde chemării lui Dumnezeu? Nu uita! Iov vorbește în scrierile sale. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Și spune Iov, Dumnezeu vorbește prin somn. Și vorbește odată, de două ori, de trei ori, prin vise. Dar dacă omul nu ia seama, Dumnezeu continuă să teme, vă spun nu. Nu. Iov tot eu spune, Dumnezeu vorbește prin suferință. Dumnezeu vorbește prin strâmtorări, prin tot felul de lucruri. Înțelept este seara aceasta. Având în vedere harul pe care îl avem, să ne punem serios problema mântuirii noastre. Să intrăm într-o relație corectă cu Dumnezeu. Poate ești în locul acesta, frate, care ai încheiat un legământ în apă cu apa botezului și n-ai realizat nașterea din nou. Sau soră, sau oricine ai fi. Nu-i târziu să recuperi viața ta. Să vii înaintea Lui, înaintea pruncului și să retrăiești, să trăiești această dimensiune, acest moment cheie care te așează corect în relația cu Dumnezeu. Fie Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze și să ne mântuiască pe toți. Amin. Amin. Amin.